mi se pare super plictisitor. Putem schimba canalul? Da, haideți să ne uităm la Porcelușa Peppa. A, nu, nu se pune problema. Telecomanda e la mine astăzi, deci eu decid. Ești răutăcios, nu poți decide mereu. Ce se petrece aici? Închidem televizorul dacă vă certați. A, nu, mama, Emma voia să se uite la Porcelușa Peppa, dar mie nu-mi place. Porcelușa Peppa e cel mai frumos program din lume. Nu înțeleg de ce altora nu le place. Oh, eu nu m-am amestecat în cearta asta. E între Ana și Emma. Eu sunt un îngeraș. Copii, v-ați uitat cam mult la TV în ultima vreme. Gata, acum faceți ceva productiv. Mama, nu! Copii, mi-a ajuns. Gata, mergeți la locul de joacă. Luați niște aer proaspăt. Hai, afară cu voi. Pa, pa, la revedere. Bine, bine. N-am mai pățit asta. Da, practic ne-a dat afară din casă. Ne-a aruncat în stradă. E, să ne jucăm puțin. Emma, Iulian, eu mă duc la Filip. Și eu rămân aici. A, super, Emma, ești și tu aici. A, super, și eu ce ar trebui să fac? Voi v-ați găsit prietenii, dar eu... Hei, ăla-i Nils? Ce face la locul de joacă public? Oricum nu vreau să mă joc cu el. A, uite, uite, Mia și Sara sunt un carusel. Hei! Hei, Iulian! Salut, Iulian! Stați! Așteptați-mă! Știți că începe școala din nou și sunt șeful clasei. Opriți-vă! Nu mă aude nimeni? Stop! Alo! Opriți-vă! Ce e, Iulian? Voiam doar să ne terminăm tura. Acum am oprit. Păi știți că sunt șeful clasei, nu? Păi da, dar când începe școala vom alege un nou șef al clasei. Da, pe cine vom alege oare? Oare pe Steve? Cred că ar trebui să fie o fată. O să candidez eu. Da, și mie mi-ar plăcea să candidez. Ce? Nu o să mai fiu șeful clasei? Dar ce-am făcut? E, hai să ne jucăm. O să uiți de asta. Nu mai vreau să mă joc cu voi. Sunt supărat. Cred că o să vorbesc cu Nils sau ceva. Normal că Iulian Anton e la locul de joacă. Te rog să nu mă enervezi. Trebuie să găsesc forță de muncă. Emma, sunt și eu aici. Ne putem da împreună. A, nu te-am văzut, Kim Roza, dar prefer să mă dau singură. Frate, cu Malik m-aș fi jucat, dar e și Kim Roza aici. Ce mă fac? Emma, așteaptă-mă, cobor și eu. Unde se mă ascunde Kim Roza? A, uite, Iulian și Nils, dar mai bine nu mă bag acolo. Dar ce cu băieții ăia? Nu i-am mai văzut. Ai, uite, un copac perfect. Ceva e necurat la mijloc, ar putea fi un nou caz pentru detectivi. Iulian, cred că am un caz pentru tine, am nevoie de ajutor. A, ce bine că ești aici, Emma. Nils mă plictisea teribil. Care-i faza? Păi uite, ai văzut pe băieții ăia? Tot au târcoale, de parcă ar căuta o comoară sau ceva. O ia din spate? Ai dreptate. Un nou caz pentru mine, detectivul Iulian și asistenta lui Emma. Emma, vii să ne dăm pe tobogan? Kim Roza nu pot acum, am un caz important cu detectivi. Wow, ce cool e! Rezolvă un caz pentru detectiv, iar eu o cunosc! Ce tare! Cred că ar trebui să supraveghem întreaga activitate de undeva din umbră. Ce fac acolo? De ce studiază copacul ăla? Pe aici, pe undeva, am văzut castorul. Ar fi super, ne facem o grădină zoologică privată. Poftim? Vor să prindă un castor și să-l închidă? O, nu! Nu se pune problema. Trebuie să trăiască în sărbăticie. Emma și Iulian, de ce vă ascundeți aici? Ce puneți la cale? Ana, ce faci aici? Nu ne așteptam să vii. Păi, am venit împreună la locul de joacă și am observat că vă ascundeți. De ce? Ce faceți aici? Da, asta mă întreb și eu. Ne-ați auzit cumva? Cine sunt ăștia? Nu, sunt frații mei mai mici. Au fugit că nu eram atentă. Nu o luați în serios. Serios. Păi atunci să ne lase în pace, că altfel nu prindem niciodată castorul ăla. Se sperie. Nu îi putem lăsa în pace, n-au intenții bune. Ce se petrece? Vor să prindă un castor și să-l țină în captivitate. A, bine, vin cu voi. Și eu sunt detectiv. Să-i observăm de la distanță. Uite, copacul ăsta a fost ros. Credeți că a fost castorul? Pomul ăsta a căzut cu totul, deci pare să fie un castor foarte activ. A, lume, cred că se mișcă ceva în tufiș. Ar putea să fie castorul. Unde? Unde? Nu văd. Da, asta e. Ia uitați.
Wow, e mai mare decât mi-am imaginat. Și de dinți are. Și ăia vor să-l prindă ca să-l țină într-o cușcă? Nu putem permite așa ceva, sărmanul Castor. Emma, stai, stai, nu știm dacă e periculos sau nu. Sigur nu-i periculos, e dulce. Și știu cum să-l salvăm. Îl ducem acasă. Poate să trăiască în piscină. Ar fi cool. Bine ai venit la familia Anton. Poți locui la noi. Nu prea le-am cu castorii, nu știu exact ce-ți place, dar dacă vrei să rozi o bucată de terasă, dă-i drumul. Și putem să îl hrănim și cu plante. Sigur îi plac. A, cred că îi place mult la noi în piscină. Oare apa e destul de caldă? Noul nostru locatar și cu Emma sunt în piscină. Se înțeleg bine. Am obosit de la atât anotat. Și tu? Hai să vedem ce avem de mâncare. Mă uit în sertarul cu dulciuri. Sigur găsești ceva pentru amândoi. Nu mă obișnuiesc cu capodeaua asta să fie mereu udă. Era să cad. Mama, ce bine că ești aici. Poți să ne faci o cană de cacao? Cacao? De ce nu? Știi că a mea e cea mai bună. Vrei și tu cacao? Cam ce beau castorii? Bineînțeles, tuturor le place cacaoa. Emma, nu e o idee bună. Mama n-ar accepta niciodată așa ceva și chiar crezi că un castor bea cacao? Și în plus, eu aș anota cu el în piscină. Nu, ar fi prietenul meu cel mai bun. Ați nebunit amândoi și... O, nu a dispărut! Dar nu-l putem lua acasă, locuiește aici. Mai bine, că s-ar fi întors braconierii ăia. Emma are dreptate și am o idee cum putem să schimbăm asta. Știu la ce te referi, repede, hai în spatele copacului. Trebuia să fie pe aici, sunt copaci roși peste tot, dar niciun castor. Și eu cred că e pe aici. Uite, se mișcă ceva în tufiș, e castorul. Acum e momentul, împingeți. Nu e un castor, e un urs. Hai să dispărăm de aici, repede. Hai, repede să fugim. O, da! Am reușit, i-am făcut să plece.